Sănătate tuturora! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă foarte simplă cum pregătesc eu gutuie la cuptor. Este o rețetă care poate fi folosită și de persoanele care au diabet. Eu, de exemplu, am gutui în livadă, am adunat, sunt sigur că sunt sănătoase, bio și pot să le consum fără probleme. Inițial am spălat gutuile, vedeți, le-am tăiat frumos, le-am pregătit și le-am pus în staniol pentru ca ulterior să le pun în cuptor. În dependență după gust, putem să adăugăm nucă și scorțișoară, care o să dea un gust și o aromă și mai bună. Gutuile sunt supranumite și merele de aur, sunt pline de vitamine și minerale, fortifică organismul, acționează ca un puternic antioxidant și ne ajută să slăbim dacă avem acest scop. Pectina are un rol important în reducerea colesterolului, a riscului de boli cardiovasculare și în eliminarea din organism a substanțelor toxice. Vedeți, eu am pregătit gutuile cu scorțișoară, cu nucă și acum urmează să le punem la cuptor. Vedeți, le înfășurez foarte bine ca ele să se coacă, să prindă aroma și gustul, să mențină tot în interiorul acestui coșuleț care îl facem în modul acesta. La cuptor o să le punem aproximativ 30-40 de minute la 180 de grade și în timpul acesta o să avem un desert delicios, foarte, foarte aromat și foarte, foarte gustos. Este ca o prăjitură, pot să spun, are o consistență și un gust atât de profund și atât de interesant, încât pe mine m-a cucerit și am să fac tot mai des acest desert. Cum am spus, care dorește să fie mai dulce, adaugă și un pic de zahăr și atunci îi dă o nuanță și mai dulce și mai gustoasă. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat, vă doresc multă sănătate, numai bine!